Mi-a plăcut cum a reacționat băieții după înfrângerea cu Nulsami. Ne-am străduit să jucăm fotbal. Ceva ne-a reușit, ceva nu. Mulțumesc pentru prestația. Și cred că scorul e pe merit. Am dominat, dar mai avem multe de a face înainte. Cum v-au ieșit aceste inovații cu Valeriu Macriți, al treilea fundaș central în acest sistem, și cu Dan Taras, care a țășinit la faza primului gol și a jucat ca atacant? Am spus și mai devreme, și în meciul anterior care a fost, pentru că vedeți că mai avem și jucători noi care încă nu până la 100% înțeleg tot ce cere. Sunt jucători și ați văzut și astăzi după schimburi, s-a pierdut din luciditatea meciului după ce am făcut schimburi, da? Lucrăm, avem foarte mult de lucru, sincer să vă spun. Este o problemă că facem fotbal calitativ, dar segmentar. Adică nu pe întreaga partidă. Dar avem mult de lucru. Este de lucru, dar mergem înainte. Credeți că un pic de relaxare v-a costat două goluri primite? Probabil vom analiza, dar sunt și... Vă dați seama că la 6-1, puțin echipa la scorul 6-1, să spunem, s-a relaxat puțin și bravo adversarilor că au și marcat și ne-au pedepsit. Vom analiza. Sperăm pe viitor să nu se mai repete. Ați spus unui jucător pentru a-i proteja un pic pentru meciul de miercuri, să fie mai proaspeți, Pairelli și... Nu. Nici într-un caz. Știm că ne așteaptă un meci de foc în sferturi, cu speranța. Sunt jucători care s-au aliniat la noi pe ultima sută de metri. Mă refer și la Pâslă, că a fost accidentat, și la Ivanov. Au nevoie de timp pentru a se încadra în lot. Se prinde, să spunem, sistemul acesta, toate acțiunile și așa mai departe, în toate fazele care le avem, în apărare, în atac, de treptat, sper cât mai curând și să înțeleagă tot ce se petrece. Ultima întrebare, mister, Gherardjou a citit foarte bine jocul, s-a poziționat corect, probabil sunteți arhi mulțumit de el. Nu poate să fie antrenor niciodată arhi mulțumit, pentru că a avut și greșeli, dar dacă să luăm în comparație, am spus că e un jucător de perspectivă, un jucător bun, dar are nevoie și el de timp pentru încadrare în echipă, dar luând în comparație a făcut pași mari în comparație cu meciul anterior. Ce puteți zice despre prestația echipei adversare? Vă dați seama că e greu să spun după un scor, da? Dar știu că Sfântul Gheorghe a fost o echipă cu caracter întotdeauna și nu cred că pentru dânsă e o tragedie, eu sunt sigur că aici vor lua puncte. Au o echipă muncică, probabil puțin le-au luat golurile marcate, și... dar nu cred că e o echipă net mai inferioară. Sfântul, mă repet, practic toate echipele sunt echilibrate.